Administrația locală a stabilit deja toate detaliile legate de ziua de 1 decembrie. Activitatea dedicată Zilei Românilor va fi marcată și anul acesta de o paradă militară și, bineînțeles, nu va lipsi nici fasolea cu cârnați. Ziua de joi, 1 decembrie, va debuta cu o activitate în piața Roman Vodă-Mușat la ora 10, când vor participa la invitația noastră, care suntem și organizator, aleșii locali, aleșii de la nivel central, de asemenea reprezentanța ai clerului, reprezentanța ai armatei, al Ministerului de Interne, ai Serviciului pentru Situații de Urgență, a instituțiilor publice din municipiul Roman, școlile, funcționari publici, tot ceea ce înseamnă, dacă vreți, până la urmă, reprezentanții comunității locale și eu sper ca și foarte mulți romașcani să fie de față. Primarul Eureanu este de părere că această zi de 1 decembrie ne obligă pe toți să sărbătorim în ciuda problemelor existente. Potrivit edilului șef, ziua de 1 decembrie este și trebuie să rămână un simbol național. Romașcanii prezenți în piața Roman Vodă, joi 1 decembrie, vor primi din partea primăriei câte o porție de fasole cu cârnați, dar și câte un pahar de tărie. Sper ca și ziua de joi să fie una ridicată de către noi organizatori la nivelul însemnătății ei prin ceea ce a însemnat ziua de 1 decembrie 1918 și de asemenea ca liant și punct de tangență în simțirile, dacă vreți, nu mi-e frică să folosesc termenul chiar patriotice ale românilor în general și ale romașcanilor în special. De asemenea, vom da și un aer de sărbătoare, vom încerca să oferim romașcanilor această mâncare tradițională pe care am luat-o ca model de la Alba Iulia din Ardeal, fasole cu cârnați, un pahar de tărie, pentru că oamenii să poată să fie veseli, să-și poată ura la mulți ani de ziua noastră a românilor. Angajații primăriei vor fi așadar la datorie de ziua lor, însă, prin dispoziția primarului, aceștia vor primi pe data de 2 decembrie zi liberă.